Avem imagini în direct din sala Mihai Viteazu din capitală, unde Steaua București și SCM Timișoara se pregătesc pentru o partidă care contează pentru etapa cu numărul 7 din Liga Națională de Basket. Un meci înaintea căruia Steaua București are 3 victorii și 2 înfrângeri și vine după ce a reușit să câștige în etapa anterioară 79-77 în deplasare contra vicecampioanei CSO Voluntari. O victorie uriașă pentru Steaua, care debutase cu o înfrângere surprinzătoare pe teren propriu în fața celor de la CSM Galați. Apoi a trecut foarte greu după prelungiri și un coș în ultima secundă a lui Strahinea Iovanovici de CSM Focșani. A fost victorie în etapa a treia contra nou promovatei Laguna București și înfrângere în cea de-a patra împotriva celor de la CSM Oradea. Spuneam, săptămâna trecută Steaua a învins în Arena Gabriela Savo 79-77 la capătul unei partide foarte echilibrate, Steaua câștigând pentru a treia oară consecutiv împotriva celor de la CSO Voluntari, dar având 3 înfrângeri consecutive împotriva adversarilor de astăzi. Vedem cum arată lotul echipei pregătite de către Zoli Șafar, cu Titus Nicoară capitan al formației. De partea cealaltă, SCM Oma Mozarbet Timișoara, o echipă care a pierdut un singur meci până acum. Formația antrenată de Dragan Petricevici, pentru care Loti Lazar este capitan, a acumulat 4 victorii și o înfrângere, fiind în același timp calificată și în fazele următoare ale Alpe Adria Cup, o competiție europeană la care participă echipe de club din 7 țări, în care Dragan Petricevici a hotărât să îi înscrie pe cei de la SCM Oma Timișoara, formație care a pierdut până acum un singur meci la Voluntari, în urmă cu 2 etape, un 65-72, și a trecut în 3 partide pe teren propriu de Focșani, Oradea și Dinamo, câștigând în deplasare la București contra celor de la Laguna. I-am văzut pe cei 3 arbitri, Bogdan Podar, Dragoș Barbu și Sorin Drugău. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă spun bun găsit tuturor și vă invit să rămâneți în continuare alături de Prima Sport pentru această partidă, care va începe cu un angajament între James Farr și Loti Lazar. Farr este cel care câștigă prima posesie pentru Steaua, cu Strahinia Iovanovici. Iovanovici aici pentru Carlo Vragovici, care a călcat în afara terenului. Minge pierdut așadar de către Steaua, iar acum posesia este pentru SCM Timișoara. Loti Lazar sub panou, el este cel care a început ca pivot. Djokovic și Năsturescu sunt fundași. Gaici, care pierde această minge alături de Mirkovic, cele două extreme. Dincolo, Jovanović și Mandy Souza, fundași. Jovanović aici aproape să înscrie cele două puncte. Sub panou este James Farr, extreme joacă Carlo Vragovic și Titus Nicoară. Djokovic faultat, urmează să beneficieze de 2 aruncări libere. Este principalul marcator al celor de la SCM Timișoara. 18,6 puncte în medie pe întâlnire pentru un Ilia Djokovic, care are 84% procentaj la linia de libere și vine după o partidă excelentă. 29 de puncte, cel mai bun meci al său făcut în Liga Națională de Basket contra celor de la Dinamo. Ilia Djokovic, în momentul de față, al 7-lea marcator al Ligii Naționale de Basket. Steaua îl are pe cel de-al 2-lea, omul cu mingea acum, Strahinia Iovanovici. Aceasta este împerecherea asupra căreia trebuie să ne ținem ochii ațintiți pe parcursul partidei. Jovanović versus Djokovic, un duel care ar trebui să ne încânte. Farr sub panou, pe fizic, reușește pe al doilea efort să înscrie de lângă Loti Lazar. James Farr vine și el după un meci foarte bun făcut contra celor de la CSO Voluntari. Pivotul stelei a terminat acea partidă cu 18 puncte și 4 recuperări, de asemenea cea mai bună prestație în Liga Națională de Basket. Djokovic, bloc ieșire cu Mirkovic, care se apropie de coș și a avut avantajul taliei de lângă Mandy Souza. A pus-o însă alături, iar acum este Jovanović cel care l-angajează pe Nicoară. Primește Vragovic. Vragovic pe coș, greșește pasa.
După intercepția lui Gaici, Djokovic trimite o minge pentru Năsturescu. Găsește pasa sub panou pentru Loții Lazăr, care înscrie cele două puncte. Un pic deviată această minge, dar a ajuns până la urmă la Lazăr. Primul coș din acțiune pentru Lei din Banat. Dragovic de la semidistanță, aruncarea recuperată de către Toni Năsturescu. Iar acum Djokovic. Djokovic pe mâna dreaptă, lasă cu podeaua pentru Lazăr. Îi scapă acea minge de sub control, contraatacul Stelei cu Strahinia Jovanović, care obține faultul la Toni Năsturescu. Două aruncări libere pentru Strahinia Jovanović, spuneam, al doilea marcator al Ligii Naționale de Basket. Doar Tyler Stone de la Rapid are o medie mai mare de puncte pe întâlnire. Jovanović cu 21,2 puncte pe meci. Aminteam, a fost eroul Stelei în partida jucată contra lui CSM Focșani aici, în sala Mihai Viteazu, atunci când în prelungiri, la două puncte avantaj pentru CSM Focșani, Jovanović a reușit un coș de trei în ultimele secunde, care a adus atunci o victorie uriașă pentru Steaua. Vă reamintesc cât de mult contează fiecare meci în noul sistem al Federației Române de Basket. Echipele sunt împărțite în două conferințe de câte nouă formații. Se joacă tur-retur între ele și doar primele cinci avansează în top 10. Steaua, aminteam, trei victorii, două eșecuri. Fără acel coș al lui Jovanović, ar fi fost acum la bilanț negativ. Mirković, Lazăr, Djokovic pentru Gaici. Gaici oprește dribblingul, Farrell închide sub panou. Lazăr a căutat pasa înapoi pentru Nicola Gaici. Pasa întreruptă însă de către brațele active ale lui James Farr. 6 secunde rămân din atac pentru Timișoara, cu o repunere de sub panou pe care se pregătește să o execute Ilija Djokovic. Djokovic îl vede pe un Mirković care a evadat din defensiva stelistă și are două dintre cele mai ușoare puncte pe care le va putea găsi în întreg campionatul. Dragovic pasă la interior, se apără bine Lazăr, a cerut foul for, jocul continuă. Ilija Djokovic accelerează și se duce până în coș. Pedala la podea aici pentru Ilija Djokovic. Mandisoza. Dragovic schimbă partea, reușește acolo să obțină faultul Strahinia Jovanović la Ilija Djokovic, aflat la prima greșeală personală. Se cere greșeala antisportivă. Este o acțiune pe care Bogdan Podar hotărăște să o revadă, pentru că intră sub incidența unui posibil antisportiv. Bogdan Podar și Sorin Drugău sunt cei doi arbitri care merg acum la masa oficială pentru a consulta sistemul IRS și pentru a vedea dacă a fost acolo doar intenție de faul a lui Ilija Djokovic. Diferența ar fi că s-ar da două aruncări libere plus posesia pentru Steaua față de doar posesie din lateral și este decizie schimbată, greșeală antisportivă pentru această intervenție întârziată a lui Djokovic. Așadar, Strahinia Jovanović la linia de faul pentru Steaua. Două aruncări pentru el, un procentaj de 96% în actualul sezon pentru Strahinia Jovanović. Reușește să le marcheze și de această dată pe amândouă și Steaua se apropie la un punct, are și posesia acum. James Farr de la semidistanță, aruncare ce cade de două ori pe ineli, este culeasă de acolo de Nicola Gaici. Djokovic accelerează din nou, se duce pe coș, o lasă alături. Recuperarea îi aparține lui Nicoară, care lansează pe Mandisoza. Jovanović de 3 pe contraatac, s-a grăbit aici, dar vine foarte bine Dragovic și reciclează această acțiune ofensivă pentru Steaua. Pătrunderea lui Jovanović, doi oameni pe el, însă mâna stângă
A fost precisă pe această oferită. Gaici. Djokovic. Mirković, Stupanov pentru Loti Lazar. Lazar închis de far, scoate la Năsturescu. Tripla e bună! Toni Năsturescu din spatele arcului de cerc. În partea cealaltă trage și Vragović. Răspunsul apare imediat. Carlo Vragović reușește să vină cu replica la reușita lui Năsturescu. Djokovic. Mirković. Gaici, pe poziție viitoare, Ilia Djokovic evită capacul și înscrie cele două puncte. Deja debut excelent de partidă pentru Ilia Djokovic, care ajunge la 5 puncte marcate. Poate căpăta extrem de multă încredere din aceste coșuri ușoare pe care le găsește. Jovanović reprimește de la Nicoara. 10 secunde rămase din atac, suntem la jumătatea primului sfert și Strahinja Jovanović îndeasă de la distanță. 9 puncte deja pentru Jovanović. Aminteam că duelul dintre el și Djokovic este cel care poate fi chiar decisiv în ceea ce privește câștigătoarea. Jovanović scoate la Gaici, apasă pe Trăgaci. Un glonț orb recuperat însă tot de Gaici, care are aici ceva probleme. Mandisoz aproape de intercepție și este posesie pentru Steaua după insistențele lui Strahinja Jovanović și în defensivă. James Ford. Ford trimite pentru Carlo Vragović. Acesta este Mandisoza, angajat cu spatele la coș James Ford. Aruncare de pe un picior a fost forțată și această încercare a lui James Ford. Campion al Portugaliei în sezonul precedent, alături de Benfica Lisabona, James Ford. Fost adversar al celor de la CSM Oradea în duelurile din FIBA Europe Cup. Aruncarea lui Nicoară cade pe inel. Cu ceva dificultăți recuperează până la urmă Ilia Djokovic. Trebuia să o tragă așa Nicoară. Era ultima secundă de atac. Djokovic aleargă prin spațiul de 3 secunde. N-are cum să arunce. Primește Năsturescu. Mai devreme a marcat de acolo. Mandisoza stă aproape de el. Năsturescu obține faultul. Robin Mandisoza la prima greșeală personală, a doua de echipă pentru Steaua. Faza la care Mandisoza a coborât brațele, l-a tras pe Năsturescu. E decizie corectă. Cronometrul de atac resetat la 14. Lazar, Gaici, Djokovic. Mirković cu blocajul, Djokovic de 3. La recuperare este James Ford, cel care asigura treia minge pentru Steaua. În partea cealaltă, Jovanović o pune alături. Urmărește Mirković, contraatac în superioritate pentru Timișoara. Gaici o vrea de 3, o are! Nicola Gaici din spatele arcului de cer cu maximă încredere pe contraatac și este primul timeout al meciului, care vine cu 3 minute și 26 de secunde rămase până la finalul sfertului întâi. După această triplă a lui Gaici, un jucător care în actualul sezon are 46% procentaj la aruncările de 3. Aproape una din două pentru Gaici. Nu e de mirare că a avut încrederea să arunce aici, chiar dacă era o fază de tranziție pentru SCM Mozarbet Timișoara. Timeout solicitat așadar de către Zoli Șafar. Steaua în acest echipament predominant galben cu inserții de albastru și roșu. Spun culorile nu pentru că am mai fi într-o altă eră în care lumea se uita la televizoare alb-negru și poate era frumos așa să știe și telespectatorul în ce joacă, ci pentru că am văzut tot felul de discuții referitoare la alegerea acestui echipament, că ce treabă ar avea Steaua să joace în galben. Este un echipament inspirat din sigla veche a clubului sportiv al Armatei Steaua, o siglă care avea aceasta îmbrăcată în acest auriu și este un lucru care se întâmplă și la alte cluburi care au drept culori principale roșu și albastru, cel mai bun exemplu fiind FC Barcelona. Echipa de basket a Barcelonei
are un echipament asemănător, un echipament predominant galben, la fel cum este cazul și pentru echipa de fotbal. Jocul se rea 15-14 pentru Timișoara. 3 minute și jumătate până la finalul sfertului întâi. Jovanović este cel care aduce mingea în ofensivă pentru echipa militară. Foar cu blocajul. Jovanović aici prin blocajul lui Vragović. Jovanović dezechilibrat, trimite prea tare în panou și Loti Lazar recuperează pentru a doua oară. Djokovic, Gajić, Lazar, perfect contraatacul. Dintr-o atingere, Timișoara plimbă mingea pe un triunghi încheiat cu vârful la Loti Lazar, care aduce cele două puncte. Ajunge la 4 în această întâlnire, în care Vragović pasează în colț pentru nou intratul Luca Vasile. James Ford pune dulapul pe Lazar, e blocat de Mirković. Au strâns excelent jucătorii Timișoarei. Rămân 6 secunde din atac pentru Steaua, care va avea repunerea de sub panoul advers. Revine Mandisoza pe parchet, intră pentru prima oară și Zarko Djuric în această întâlnire. Zarko Djuric, care este al doilea marcator al Stelei, chiar dacă de multe ori vine de pe bancă. Pătrunderea lui Vragović, care descongestionează defensiva adversă și înscrie pe mâna stângă cele două puncte. Djuric are 14,8 puncte pe întâlnire. Și el vine după o partidă în care și-a ajutat formația să obțină acea victorie la Voluntari. Djuric a avut 18 puncte în meciul cu CSO Voluntari, cel mai bun joc al sezonului. Gajić pe mâna dreaptă, Nicola Gajić s-a dus pe coș și a obținut contactul cu Luca Vasile și va beneficia de două aruncări libere. Prima greșeală personală pentru Luca Vasile, jucătorul care a fost transferat de la Rapid la începutul actualului sezon de către Steaua. Gajić acum cu două libere pentru Timișoara, acolo unde are 64% procentaj în actualul sezon. 13,8 puncte pe întâlnire pentru Nicola Gajić, care este cel mai bun recuperator al formației. Gajić nu impresionează neapărat prin talie sau prin gabarit, însă are un plasament extraordinar care îi permite de foarte multe ori să obțină recuperări uriașe pentru echipa bănățeană. O pasă pe la spate a lui Vragović, James Farr, aruncare urmărită de Gajić. Și Ilija Djokovic este cel care conduce atacul Timișoarei. Cu mai puțin de 2 minute până la finalul primului sfert, Djokovic, Mirković, o vrea de 3, la recuperare este Farr. Vragović. Djuric. Este faultat aici de Nicola Gajić. Timișoara mai avea însă două faulturi de dat. Pentru Gajić este prima greșeală personală. Ambele formații mai pot face încă un fault înainte de a-și trimite adversarii în bonus, în timp ce Farr este înlocuit cu Titus Nicoară, probabil pentru acele aruncări cam aiurea încercate, fie de pe un picior de la semidistanță, fie de 3 cu om pe el. Pătrunderea lui Mandisoza, and one pentru Robin Mandisoza, care își depășește adversarul și mai departe sărută panoul cu acea aruncare exact în locul potrivit. O liberă suplimentară pentru Robin Mandisoza, în timp ce Dragan Petricevic se pregătește să îl trimită pe teren și pe Robert Schipor. Vă reamintesc că odată cu actualul sezon, Federația Română de Basket a impus obligativitatea echipelor ca pe perioada primelor două sferturi să fie folosiți în permanență cel puțin doi jucători români, iar apoi în sferturile 3 și 4 obligatoriu un jucător autohton. A fost eliminată regula de vârstă. Important este să respecti cele două asteriscuri ale regulamentului. Nu mai contează ce vârstă au jucătorii autohtoni care se află pe parchet. Djokovic ratează aruncarea de 3. Recuperează Nicoară. Intrăm în ultimul minut al sfertului întâi. Strahinja Jovanović. Blocajul așezat de Djuric. Primește Nicoară. Mai departe pentru Vasile.
10 secunde rămase din atac, bloc ieșire între Vasile și Nicoară. Aruncarea de la semidistanță este urmărită de Ilia Djokovic, care lansează pe contraatac pe Gaici. Gaici pentru Schipor, extra pasă la Djokovic. De 3, prea lungă încercarea, prinde ofensiv Mirkovic și după ce dă fenta adversarilor, înscrie cele două puncte. Jovanović. Fault aici a lui Adam Mirkovic asupra lui Djuric. A patra greșeală de echipă pentru SCM Oma Timișoara. Formație pentru care intră prima oară pe parchet astăzi McClellan și Keșar. Fac și o rectificare, se pare că aveau deja patru de echipă timișorenii. Sunt două libere pentru Zarco Djuric. Zarco Djuric, care are 81% procentaj la linia de fault în actualul sezon. Prima liberă transformată de către basketbalistul care s-a întors odată cu sezonul precedent la Steaua, unde mai jucase în stagiunea 2018-2019. Acum 2 ani evoluam pentru CSU Voluntari, precedentele, de fapt sezonul precedent și acesta, îl prind în culorile stelei. Ultimele 15 secunde din sfertul întâi, mai e timp de un atac pentru Timișoara. Schipor trimite pentru McClellan. McClellan pe mâna stângă, lasă pentru Gaici, aruncare de 3 care iese din coș, recuperare ofensivă a lui Lazar, e în timp aruncarea, dar se plimbă pe inel și iese. Și astfel primul act se încheie cu avantaj de un punct pentru Steaua. 21-20 în urma celor două libere transformate de către Zarco Djuric. Diferența așadar de o singură lungime între cele două formații. În acest meci care vă spuneam face parte din etapa cu numărul 7 a Ligii Naționale de Basket, în conferința B sunt cele două formații. O etapă cu numărul 7 din care mai avem un meci transmis în direct. Este vorba de duelul care se joacă mâine cu începere de la ora 20 și se vede în direct pe Prima Sport 2 din sala polivalentă Rapid, acolo unde se vor întâlni singurele echipe neînvinse din Liga Națională de Basket. Va mai rămâne doar un singur club fără insucces în actualul sezon, Rapid București și UBT Cluj, în partida etapei și într-o prefață la ceea ce poate fi oricând o semifinală sau chiar o finală a Ligii Naționale în actualul sezon. Un meci care începe, așa cum spuneam, de la ora 20. Săptămâna viitoare, de asemenea, alte întâlniri cu basketul, atât european cât și autohton, pe canalele Prima Sport. Marți și miercuri avem Eurocup, marți de la ora 20 pe Prima Sport 1, apoi Tel Aviv cu Buducnost, iar miercuri de la ora 19 UBT Cluj, care tocmai a învins-o pe Brescia, merge în Turcia pentru a da piept cu finalista ediției precedente. Este vorba de Bursaspor. Vinerea următoare, de la ora 20, vom avea duelul dintre Dinamo și Steaua. Pentru a fi la curent cu toate transmisiunile noastre, vă reamintesc că încerc să dau remindere printr-o postare la secțiunea Story de fiecare dată când am de comentat pentru dumneavoastră aceste partide. Pe mine mă puteți urmări cu un simplu follow pe Instagram sau pe Facebook la Cosmin Petrescu. Jocul reluat, Nicola Gaici îl găsește pe Keșar, care este faultat de Djuric. Djuric spune că ar fi fost capac. Igor Keșar va beneficia însă de două aruncări libere după prima greșeală personală a lui Djuric. Keșar cu 11,6 puncte pe meci în actualul sezon, alături de 3,2 recuperări. La linia de fault nu stă extraordinar, 55%. O ratează și aici pe prima. Andy Soza este cel care ținea această minge, dar a fost fault departe.
un foul la un duel sub panou între Schipor și Jovanović. Greșeala personală îi aparține tânărului Robert Schipor. Repunere pentru Steaua cu Jovanović, Djuric, Vasile. Din nou Jovanović. Djuric. Întâmpirat de Keșar, trage peste el și obține faultul. Prea aproape a stat Igor Keșar și a căzut până la urmă peste Darko Djuric, care va merge la linia de libere pentru 3 aruncări. 2 puncte astăzi pentru Djuric, toate de la libere. Revine și James Farr. Mutare interesantă făcută aici de către Zoli Șafar, care scoate un jucător scund, îl scoate pe Luca Vasile și introduce un centru pentru a avea mai multă talie. Steaua acum căutând cumva să vină cu răspunsul la oamenii înalți ai Timișoarei. Timișoara joacă în aceste momente cu Loți Lazar și cu Igor Keșar, plus spuneam un Nicola Gaici care se comportă admirabil la recuperare. Așadar bagă și Zoli Șafar în teren 3 oameni care pot prinde fără probleme: Nicoară, Far și Djuric. Djuric le marchează pe toate. 24-21. Angajat aici Loți Lazar. Primește McClellan. Eric McClellan până la capăt. Foarte bun blocajul făcut de către Loți Lazar, care i-a deschis culoarul lui McClellan. Mandisov. Jovanović de pe un picior, aruncare cu panoul, perfectă pentru Strahinia. Jovanović a ajuns la 11 puncte. Primul jucător al cărui total al punctelor este format din două cifre acum: Gaici, Lazar. Lazar pentru Keșar. Îi face semn să plece lui Schipor. Primește Gaici, cei doi joacă bloc ieșire. Schipor liber la 3, opune coș. Doar bumbac pentru Robert Schipor și Timișoara reușește să egaleze la 26. Mandisoza se oprește, aruncă, recuperează ofensiv Nicoară. Djuric pe tușă, trage și el de la semidistanță. Mingea se învârte pe inel, este recuperată de către Nicola Gaici. Acum Eric McClellan. McClellan de la șol pentru Lazar, care taie precum cuțitul fierbinte prin unghi și sunt 2 puncte prin care Timișoara trece din nou în avantaj. Superbă pasa lui McClellan, însă și apariția lui Loți Lazar a fost oportună. 6 puncte alături de 3 recuperări și o pasă decisivă pentru Lazar. Mandisoza caută omul liber, e întâmpinat cu refuzul de McClellan. 5 secunde rămase din atac. Jovanović, înapoi pentru Mandisoza, extra pasă spre Djuric, ceva probleme la preluare, trage pe sirenă și o pune în coș. Timișoara s-a apărat excelent, însă Darko Djuric a găsit o ieșire pe cauțiune în acea ultimă secundă de atac pentru a înscrie cele 2 puncte. Keșar o caută și el de afară, ațe pentru Igor Keșar. 2 coșuri de 3 din aceeași poziție pentru Schipor și Keșar. Și Timișoara are 31-28. Schipor interceptează. McClellan peste Jovanović, strânge și Mandisoza și este coș cu foul al lui Eric McClellan, care reușește să absorbă contactul. Pune cea de-a 2-a greșeală personală pe Robin Mandisoza și aduce în urma acestei finalizări cele 2 puncte pentru Timișoara. Va ieși Djuric, va reveni Vragović, jucător păstrat din sezonul precedent la Steaua. Carlo Vragović, aflat deja la al 3-lea sezon din carieră în Liga Națională de Basket. El a mai jucat pentru Steaua în sezonul 2019-2020, a plecat ulterior. Acel sezon știți probabil foarte bine, nu s-a încheiat după anularea acestuia din cauza pandemiei de COVID-19. Vragović s-a întors însă în stagiunea anterioară și a fost păstrat și pentru actualul sezon. Far aici își bate mingea în propriul picior după ce îl dăduse la o parte pe forță pe Loți Lazar.
McClellan împiedicat de Jovanović. Prima greșeală personală pentru Strahinja Jovanović. Este Lazar, intră Edi Petrescu pentru prima oară. Edi Petrescu, jucător venit și el la începutul actualului sezon. Asta ce meti Timișoara după ce jucase pentru Oradea, aici cu ghinion pe această aruncare de trei care îi iese din coș. Pardon, referitor la Edi Petrescu, rectifica. A venit în stagiunea anterioară, el al doilea an la Timișoara, un fault aici asupra lui James Farr. Vor fi două aruncări libere pentru James Farr după această intervenție a lui Nicola Gaici. A doua greșeală personală pentru Gaici, al treilea fault pentru Timișoara. Tot atâtea are și Steaua în acest sfert cu numărul 2. Farr ratează prima aruncare. 65% procentajul lui James Farr la libere în actuala stagiune. Împarte perechea aici, revine Djokovic pentru Timișoara. Este înlocuit Nicola Gaici după cele două greșeli personale pe care le-a acumulat. Vrea probabil în primul rând să îl protejeze Dragan Petricevic. Djokovic. Blocajul lui Keșar, care primește acum de la Djokovic. Are om mic aici, Keșar caută să-l bage pe Mandy Sosa sub panou. Iar Mandy Sosa este sancționat cu fault. Era o împerechere avantajoasă pentru Igor Keșar, de care a știut să profite excelent. Nu m-ar fi supărat, sincer, dacă jocul ar fi continuat și cred că nu supăra pe nimeni. Așa Mandy Sosa e nemulțumit că i s-a dat a treia greșeală personală. Keșar simțea că are avantajul acolo și urma să se întoarcă pentru a arunca. McClellan de la semidistanță, da. Alte două puncte pentru Eric McClellan. McClellan care are 10 pe întâlnire în actualul sezon pentru Timișoara. Sub panou pasă pentru Dicoară, ratează dintr-o poziție bună. Era totuși sub presiune acolo Titus Nicoară. McClellan e liber la 3 și înscrie, deși procentajul nu îl recomandă, mai ales pentru astfel de aruncări. Există un motiv pentru care McClellan e atât de liber, are doar 17% din spatele arcului de cerc și probabil că Zoli Șafar le-a transmis acest lucru jucătorilor săi la ședința de dinaintea partidei. Le-a transmis că pe McClellan mai bine îl lași liber la aruncările de la distanță decât să stai aproape de el și să te depășească pe calitățile fizice de care dispune. Aici însă McClellan, fără niciun fel de ezitare, a reușit să marcheze cele 3 puncte și Timișoara își deschide primul avantaj format din două cifre pe parcursul acestei confruntări. Este 39-29 în favoarea lui SCM Oma Timișoara, când au mai rămas 5 minute și 20 de secunde până la încheierea acestui sfert cu numărul 2. Vorbeam despre faptul că aceasta este etapa cu numărul 7 din Liga Națională de Basket. O etapă care a început ieri. A fost victoria celor de la CSM Focșani împotriva nou promovatei Laguna București. O victorie la 15 puncte, 100-85 a fost scorul în acea întâlnire în favoarea celor de la CSM Focșani. Focșani obține astfel al doilea succes în actuala ediție a Ligii Naționale de Basket. S-a reluat între timp jocul. Mingea acum pentru Darko Djuric, care a pătruns bine, dar a lăsat-o alături. A fost recuperarea lui Skipor, Ilija Djokovic. Keșar, semicârlic de dreapta, e fault.
Și sunt două aruncări libere pentru Igor Cheșar. Tot astăzi se mai joacă și în alte arene, este aproape de final disputa dintre CSM Miercurea Ciuc și CSM Târgu Mureș. Un rezultat oarecum surprinzător acolo, în condițiile în care Miercurea Ciuc are o victorie și 4 înfrângeri, CSM Târgu Mureș 2-4, dar un lot aparent superior. Miercurea Ciuc conduce la 10 puncte, spuneam 86-76, când au mai rămas încă 5 minute și 22 de secunde, iar FC Argeș-Pitești conduce la Târgu Jiu 28-22 în sfertul al doilea. CSM Petrolul Ploiești are 32-30 cu CSM Craiova. Partidele de la Târgu Jiu și din Sala Olimpia din Ploiești au început odată cu această întâlnire pe care o avem și noi în direct de la ora 18. Ambele libere ratate aici de către Cheșar. Jovanovici, Vragovici. Și este faultul lui Cheșar. A doua greșeală personală și ultimul fault de dat pe care îl mai avea Timișoara, pentru care se pregătește să reintre pe teren Adam Mirkovici. Igor Cheșar înlocuit așadar de către Dragan Petricevici după cele două libere ratate și după faultul pe care l-a făcut. Nicoară, Jovanovici cu McClellan, care stă foarte aproape de el, pătrunde Jovanovici, aruncare grea ce se plimbă pe inel. Nicoară se luptă la recuperare, se aruncă pe acea minge, Jovanovici care prinde dintre trei adversari și este faultat la sacrificiu. Această plonjare a lui Strahinia Jovanovici va beneficia de două aruncări libere după ce greșeala personală a fost comisă de Ilia Djokovic. Al doilea fault al lui Djokovic, două libere pentru Jovanovici cu posibilitatea de a ajunge la 13 puncte. El este cel mai bun marcator al meciului. Cel mai bun realizator pentru Timișoara este Eric McClellan. 10 puncte pentru McClellan. Ambele libere transformate și aici de către Jovanovic. Djokovic, McClellan. Blocajul lui Mirkovic, Djokovic. Aruncă peste Jovanovic, mingea este recuperată de către Zarco Djuric. Jovanovic accelerează prin blocajul lui Nicoară, Vragovic liber în colț. Mingea se urcă pe inel și este până la urmă trimisă în afara terenului de Edi Petrescu. A fost păcălit acolo Edi Petrescu de o minge care, după ce a luat inelul, s-a cățărat și pe panou, sărise contratimp. Este înlocuit acum cu Loții Lazăr. Jovanovic repune, Nicoară înapoi pentru Strahinia Jovanovic. Jovanovic caută să accelereze, fault al lui McClellan și vor fi alte două libere pentru mâna fierbinte a Stelei până în acest moment. Eric McClellan este sancționat cu prima greșeală personală. Asta nu e o problemă, în schimb faptul că se află în penalizare este pentru SCM Oma Timișoara. Două libere așadar pentru Jovanovic, prima transformată din nou. Vă spuneam, procentajul său este de 86% în actualul sezon. Ratează prima dată de la linia de fault astăzi Jovanovic, rămâne așadar cu 14 puncte. Mirkovic, McClellan,
McClellan pe mâna stângă, scoate pentru Mirkovic, se luptă Vasile, se aruncă și Nicoara acolo pe acea minge împreună cu Vragovic. Steliștii ies triumfător din această luptă în spațiul de 3 secunde. Vragovic acum. A angajat Djuric. Djuric schimbă partea, Nicoara extra pasă spre Jovanovic, mingea interceptată de Mirkovic cu ajutorul lui Skipor. McClellan a încercat să-i lase lui Mirkovic, cu noroc mingea se întoarce la el, dar McClellan ratează. Un ricoșeu fericit pentru McClellan, care însă nu a fost finalizat. Vasile de 3, la urmărire Mirkovic împinge până la Djokovic. Aruncă Skipor de afară, încă una pentru Robert Skipor. Două coșuri de 3 aduse de către Skipor, care în actualul sezon nu aruncase niciodată de la distanță în meciurile în care a evoluat jucătorul român. O face acum și înscrie de 2 ori. 19 ani are Robert Skipor. De departe cel mai bun meci deja în actualul sezon. A jucat, e drept, doar în 2 partide și puține minute. 2 puncte în meciul cu CSM Focșani și fără coș marcat în duelul contra lui Dinamo. Fault aici asupra lui Titus Nicoară. Timișoara în continuare în penalizare, bineînțeles. 2 libere pentru Nicoară la scorul de 42-32 pentru Timișoara, unde îl vedem pe Eric McClellan. 10 puncte astăzi pentru Eric McClellan, în continuare cel mai bun marcator pentru echipa Viola. Nicoară le transformă pe amândouă. Sunt primele puncte ale lui Titus Nicoară. McClellan. Foarte bună pasa lui McClellan pentru Mirkovic, care îi mulțumește din privire pentru faptul că l-a servit ca la un restaurant cu o stea Michelin. S-a înfructat imediat din cele 2 puncte pe acea oferită. Pasa lui Jovanovic pentru Nicoară. Ațe. După cele 2 libere marcate mai devreme, Nicoară punctează prima oară și din acțiune. Covoare diferența la 8 când am intrat în ultimele 2 minute ale sfertului cu numărul 2. McClellan ține driblingul viu. McClellan pentru 3 puncte. De această dată aruncarea este lungă, dar Lazar e la recuperare. Scoate spre McClellan. Gaici o vrea și el de afară. Din nou greu pentru Steaua să recupereze. Prinde loții Lazar. Vragovic se luptă totuși pentru această minge și se dictează angajament 1-1. Este posesie pentru Steaua. Timișoara a fost echipa care a avut mingea în startul sfertului 2. Posesie așadar pentru Steaua, ceea ce face ca fie la următorul angajament 1-1 în aceste 90 de secunde cât au mai rămas până la finalul sfertului 2, fie la începutul sfertului 3, posesia să fie pentru echipa vizitatoare. Jovanovic pentru James Farr, întâmpinat cu refuzul de 2 ori. Lazar și Mirkovic îi dau cele 2 respingeri. Dublu blocaj pentru Timișoara. Mai întâi Lazar spune nu, iar Mirkovic vine cu accentuarea acestui răspuns negativ pe care l-a încasat James Farr. McClellan. Primește Gajovic. Gajovic rămâne fără minge în fața lui Luca Vasile. Contraatac pentru Steaua. Vasile accelerează, scoate în colț. Jovanovic pentru Farr. Avea pasa spre Vragovic, n-a văzut-o. I-a trimis abia acum Jovanovic lui Carlo Vragovic, care de la semidistanță trage scurt. Farr însă își ia revanșa după ratarea de mai devreme și voleivolează 2 puncte pentru Steaua. Timeout cerut de Timișoara cu 37 de secunde rămase până la finalul sfertului cu numărul 2. Revedem
voleibolarea lui James Farr, care ajunge la 4, care ajunge la 5 puncte cu 7 recuperări în această primă repriză. Spuneam, se joacă destule partide de la această oră în Liga Națională de Basket. Cel mai atractiv joc al rundei este cel de mâine seară dintre Rapid și UBT Cluj. Rapidul și Clujul fără înfrângere în actualul sezon de Liga Națională. Ambele formații au câștigat până acum 5 din 5 și meciul din Sala Giulești va fi unul foarte tare. Clujenii fiind în mijlocul unui program extrem de aglomerat, vă spuneam, au jucat miercuri contra celor de la Brescia, partidă care a fost în direct pe Prima Sport și au reușit să câștige al doilea succes în Eurocup pentru UBT Cluj. Și după această oprire la București pentru meciul cu Rapid, urmează deplasarea în Turcia, la Bursa, acolo unde vor întâlni Bursaspor miercuri de la ora 19, în direct pe Prima Sport 1. 33 de secunde rămase până la încheierea sfertului 2. Loții Lazar. Primite pentru Gaici. Mai departe Mirković pentru McClellan. McClellan rămâne întâmpinat de Nicoară. Pasează la Loții Lazar. Ce pasă livrează Lazar pentru Adam Mirković, care spune exact ce mi-a prescris doctorul. Astfel de pase sunt medicament pentru mine. 6 secunde rămase până la finalul sfertului 2. Jovanović pentru o aruncare în ultima secundă care cade pe inel, dar este ratată de Alverstan. Și prima jumătate se încheie cu scorul de 46-38 pentru SCM Timișoara. O confruntare în care Strahinia Jovanović este cel mai bun marcator al jocului cu 14 puncte. Pentru timișoreni, americanul Eric McClellan este realizatorul numărul 1, 10 puncte înscrise de McClellan. Timișorenii au 6 din 16 la aruncările de 3 puncte, Steaua 2 din 5. Pauză în Sala Mihai Viteazu din București. După 20 de minute în Sala Mihai Viteazu din București, SCM Oma Mozarten Timișoara conduce CSEA Steaua București cu scorul de 46-38 într-o partidă în care atacul Timișoarei a fost destul de echilibrat, cel mai bun marcator fiind Eric McClellan cu 10 puncte, el fiind secundat de Adam Mirković cu 8. Timișorenii strângând 6 coșuri de 3 din 16 aruncări și un total de 12 pase decisive, acesta fiind aspectul care arată cumva jocul individualist al basketbalistilor steliști în prima jumătate. Steaua are doar 2 pase decisive de echipă, ambele ale lui Strahinia Jovanović, care este cel mai bun marcator al confruntării. 14 puncte pentru Strahinia Jovanović cu 3 din 8 din acțiune. Al doilea realizator pentru Steaua fiind Zarco Djuric, care venit de pe bancă a strâns 7 puncte până acum. Timișoara are primul atac al sfertului cu numărul 3, este o repunere a lui Nicola Gaici, care îl găsește până la urmă pe Adam Mirković, iar Eric McClellan e întâmpinat de către Jovanović. McClellan prin blocajul lui Gaici pasează pentru Mirković, sub panou e Keșar. Trei oameni erau pe Keșar, care a scos pasa spre Gaici. Mirković către McClellan, 5 secunde din atac. Mai avea timp să se apropie de coș, iar Djuric coboară tavanul pentru Igor Keșar. Keșar recuperase ofensiv, însă și-a capacul de la Zarco Djuric. Rămân 12 secunde din acțiunea ofensivă care continuă pentru Timișoara. Repunerea lui Gaici pentru Mirković. McClellan îl atacă pe Far, pasează la Gaici, din colț, pila 8 la buzunarul superior. Este mesajul transmis de către Nicola Gaici, care ajunge la 2 din 6 la aruncările de afară. 7 puncte pentru Gaici și cea mai mare diferență de scor înregistrată pe parcursul partidei se înregistrează în acest moment. Caută să o taie acolo Carlo Vragović, dar nu reușește acest lucru. Gaici cu o nouă recuperare, este cea de-a cincea pentru el. McClellan faultat de Carlo Vragović,
Dragović la primul fault în această întâlnire. A căutat în primul rând să-l oprească aici pe McLaren, care pe acea piruetă îl depășise. Keșar Gaić, McLaren. Keșar vine la blocaj, McLaren pentru Keșar, slam dunk-ul lui Igor Keșar. Și Timișoara începe perfect sfertul cu numărul 3. 5 puncte consecutive pentru echipa lui Dragan Petricevic, cu Jovanović pasând acum pentru Steaua, către Zarko Djuric. Vragović a angajat James Farr. Farr în duel cu Mirković. Farr pune umărul pe Mirković, care este sancționat cu fault. A doua greșeală personală pentru Adam Mirković. A căutat acolo să bage mâna la minge Mirković. Cred că dacă ar fi stat cu brațele sus, nu i s-ar fi fluierat. Repunerea lui Jovanović, Nicoară pentru Vragović. Far cu paravanul, Vragović către Far, e liber la 3. La recuperare, McLaren prinde pentru prima oară și caută să plece pe un contraatac pe care nu-l va avea însă, pentru că defensiva de tranziție a Stelei a fost la post. În schimb, este foul în spațiul de 3 secunde, la duelul dintre Jovanović și Keșar. Jovanović sancționat cu a doua greșeală personală. 16 secunde au rămas din acțiunea ofensivă pentru SCM Timișoara. Năsturescu, Keșar, McLaren. McLaren aici se bagă pe sub adversar, mingea iese de pe inel, tot McLaren recuperează ofensiv. Mirković are timp să o încarce, recuperează Farr. A opta minge prinsă de James Farr, care a vrut să se asigure că nu mai prinde altcineva de la Timișoara. Djuric faultat de Toni Năsturescu. A doua greșeală personală pentru Toni Năsturescu aici, care a căutat mingea inițial, dar a dat peste brațele lui Zarko Djuric. Jovanović la repunere. Puține soluții pentru el, reprimește de la Nicoară și dirigează acum traficul în favoarea Stelei. Blocajul lui Farr, Jovanović spre Nicoară, aruncare de 3, la urmărire este Năsturescu. McLaren. Blocajul lui Keșar, Keșar liber la 3, a strâns întârziat, dar a strâns James Farr și a afectat acea aruncare lui Igor Keșar. Djuric aici. Djuric sub panou, nu reușește să marcheze, dar tot el recuperează ofensiv, îl vede pe Farr, care însă nu îndeasă în coș. Un slam dunk ratat al lui James Farr, mingea ricoșează norocos pentru Steaua la Nicoară. Iar acum Strahinja Jovanović caută să profite de blocajul lui Farr, care nu vede acea minge decât târziu și nu mai poate prinde. Încă un turnover pentru Steaua București, este cel de-al șaselea. E egalitate la acest capitol. McLaren. Năsturescu, tot pentru McLaren. McLaren pe mâna stângă, Nicoară lângă el, aruncare dezechilibrată, recuperează Vragović. Contraatac pentru Steaua cu Vragović spre Jovanović. Jovanović îl prinde în mișcare pe Năsturescu și obține două aruncări libere. A trăit și de la linia de fault astăzi Strahinja Jovanović. 7 din 8 la libere pe parcursul primei jumătăți. Jumătate din totalul punctelor marcate de către Jovanović au venit din aruncări libere. În timp ce Zoli Jafar îl trimite pe parchet pentru prima oară pe Vlad Negoițescu. De precizat și faptul că la Steaua nu joacă astăzi Peter Olisemeca. Este bolnav, asta este ceea ce mi-a comunicat stafful Stelei referitor la Peter Olisemeca. Jucător foarte important în angrenajul clubului militar, mai ales în ceea ce privește lupta la recuperare. Olisemeca este principalul recuperator al Stelei, cu 10,4 în medie pe întâlnire. O pasă aici sub panou pentru Mirković, care este faultat înainte să se ridice pe aruncare. Faultul îi aparține lui Zarko Djuric. A doua greșeală personală pentru Djuric, a treia pentru Steaua. Repunerea lui Gaić. Nu, l-a lăsat până la urmă pe McLaren. A primit Gaić.
care are din nou mingea de la Mirković. Gaić pentru Mirković. Faultul lui Djuric. A fost prins în mișcare. Djuric probabil a crezut că Mirković va trage. Acesta doar a amenințat coșul, după care a plecat pe pătrundere. S-a izbit de Djuric, care îi face semn lui Zoli Șafar să-l lase pe parchet, chiar dacă are trei greșeli personale. Ciprian Enache lângă Zoli Șafar se consultă cei doi. Ciprian Enache este asistentul celor de la Steaua, în timp ce aici coșul nu va fi valabil, dar a fost fault la Carlo Vragović. Vragović faultează într-un moment în care Steaua a intrat în penalizare, ceea ce îl pune pe Gaić la linia de libere pentru două aruncări. Interesant faptul că a început această repriză secundă Dragan Petrićević fără cel mai bun marcator al formației, fără Ilija Djokovic, care e drept, a făcut un joc modest în prima repriză. Doar 5 puncte, 2 din 7 din acțiune, 0 din 4 la aruncările de 3 pentru Ilija Djokovic. Preferă să-l mai lase puțin pe bancă. Va intra cu siguranță mai târziu în această confruntare, în care diferența a crescut la 14. Vragović pentru Nicoară. Jovanović de 3, aruncarea n-atinge inelului, pică în brațe lui Nicoară. Nu s-a resetat cronometrul de atac, dar avem abatere de pași la Titus Nicoară. Stau în pressing cu Vragović, încercând să-l încurce pe McClellan. Primește Mirković. Gaić către McClellan. McClellan oprește dribblingul, pasa deviată. Cine pune stăpânire pe această minge este tot McClellan. Năsturescu pentru Keșar, pe piruetă, coș de 2 puncte a lui Igor Keșar, care urcă tabela la 55-39. Time-out cerut de Zoli Șafar cu 5 minute și 23 de secunde rămase până la finalul sfertului 3. Timișoara într-o nouă partidă dominantă împotriva echipelor din București. Timișorenii, vă reamintesc că au trecut așa cum era normal de Laguna atunci când au întâlnit această formație nou promovată. Au câștigat cu 83-76 în arena de basket, un meci mult mai strâns decât se așteptau mulți. În schimb însă, au bătut săptămâna trecută pe Dinamo 91-74, într-un meci în care practic nu s-a pus în niciun moment problema învingătoarei, Timișoara ținând-o mai mereu pe Dinamo la distanță și reușind să se impună până la urmă lejer la 17 puncte, deși dacă ar fi să ne uităm după bugete, Dinamo ar fi trebuit să plece drept favorită, însă arată mult mai închegată această echipă timișoreană, care, iată, conduce acum la 16 puncte și în sala Mihai Viteazu. Vă reamintesc că SCM-ul Timișoara, echipă angrenată și în Alpe Adria Cup, o competiție în care evoluează formații din Austria, Croația, Slovenia, Slovacia și Polonia, alături de România, bineînțeles. Iar acolo, după 4 victorii consecutive, timișorenii au pierdut pentru prima oară în această săptămână. Sunt însă calificați deja, în timp ce Titus Nicoară marchează de 3, un coș foarte important pentru Steaua, în faza următoare a Alpe Adria Cup. Svitski Ritieri, echipa din Slovacia, este cea care a administrat a doua înfrângere stagională în toate competițiile celor de la SCM Timișoara. Ce atac pentru Eric McClellan! Direct peste Strahinja Jovanović, care n-a avut cum să-l oprească. Și Eric McClellan pune încă 2 puncte pe tabelă pentru Lady din Banat. Vragović, Nicoară, din nou! Da, din nou! Bang, bang pentru Titus Nicoară, care reușește să înfigă 2 triple și apropie Steaua la 12. Foarte bună a fost pasa lui Vragović, a creat implozie în defensiva timișoreană, lăsându-l pe Nicoară deschis în spatele arcului de cerc. Năsturescu, Gaić de la semidistanță, mână sigură de acolo. Nu prea ai voie să-l lași pe Nicola Gaić să arunce atât de liber. Te cam pedepsește de fiecare dată. Vragović către Jovanović.
Jovanović pentru Vragović, de afară din nou. 3 la rând de 3 pentru Steaua. Carlo Vragović înscrie direct printre ochii lui Toni Năsurescu. McClellan. Pe mâna stângă, McClellan intră în 3 secunde și cu panoul dezechilibrat, Eric McClellan inventează o nouă scamatorie. Vragović. De data asta se apropie de coș, Jovanović de 3, Ațe! 4 gloanțe trase de Steaua direct la țintă și chiar dacă se fac schimburi de coșuri, Steaua beneficiază de faptul că e conversie de coș de 2 pentru coș de 3. McClellan de afară, Ațe și pentru el. Al doilea coș de 3 al unui Eric McClellan, care vă spuneam, nu prea impresionat la aruncările de 3, doar 16% procentaj. Pătrunderea lui Jovanović cu faul, 2 puncte valabile și o aruncare liberă suplimentară pentru Jovanović. Foarte bine s-a băgat aici pe sub Eric McClellan după ce a obținut contactul. 2 puncte pentru Jovanović. Revine pe parchet Luca Vasile. O liberă suplimentară pentru Jovanović, care ajunge la 21 de puncte. 64-54 pentru Timișoara. Năsturescu, McClellan, Gaici. Din nou McClellan. Pentru Gaici, liber la 3. Nu știu dacă a vrut să arunce sau să paseze. Cert e că mingea a ajuns într-o poziție profitabilă pentru Mirković, însă a fost blocat. Vragović. Doi oameni pe el, Vragović nu poate să strecoare pasa, capcana agresivă a timișorenilor, care îl jefuiesc de posesie pe Vragović. Contra-atacul lui Gaici. Nu se fluieră nimic aici, sunt proteste ale timișorenilor și este minge pierdută de către echipa oaspete. Al 7-lea turnover pentru Timișoara, tot atâtea are și Steaua. O acțiune sălbatică și într-o parte și în alta, oricum excelentă capcana inițiată în apropiere de centrul terenului pe tușă de către SCV Timișoara, o capcană care l-a făcut pe Vragović să greșească acea pasă. Ulterior n-au reușit să profite pe contraatac, dar după o discuție între arbitrii, ceea ce s-a dat inițial drept posesie pentru Steaua, se întoarce acum și este minge pentru Timișoara cu 16 secunde din atac. McClellan la repunere. Gaici. Supravegheat de Vasile. McClellan. Acum are încredere în aruncările de 3 după ce a înscris 2. Pasă pe la spate pentru Chesar. Primește Năsturescu. Chesar sub panou. Pune umărul pe adversar, dar a stat la fault ofensiv Zarco Djuric. Și este greșeală personală a lui Chesar. Hai să ne uităm și la semicerc. Cred că era înăuntru. Cred că erau călcâiele lui Djuric în semicerc. Din reluarea precedentă s-a văzut mai bine. De asta protestează și Dragan Petricevic. Era pe aruncare Igor Chesar, astfel că dacă erau călcâiele, dacă măcar un călcâi era în semicerc, atunci faultul ar fi trebuit să se dea la jucătorul stelist. Jovanović, Vragović. Vragović pentru Zarco Djuric. Djuric cu 2 secunde din atac, trebuie să arunce, o face pe sirenă. La recuperare este Gaici, care prinde pentru a 6-a oară. McClellan, Năsturescu. Chesar. Din nou pe coș, Igor Chesar o lasă alături, prinde Djuric. A 4-a recuperare a lui Zarco Djuric. Steaua nu poate contraataca, totul se transformă în pozițional. Djuric caută să joace în izolare, strânge Gaici, avem fault ofensiv. Un fault ofensiv dictat pe acest antebraț extins al lui Zarco Djuric, care îi promisese lui Zoli Jafar că nu va face a 4-a greșeală personală. O comite aici,
Iar acum Zolić Afanare ce să facă decât să îl schimbe, pentru că Djuric este în pericolul de a fi eliminat din joc. E totuși o acțiune pe care arbitrii o vor revedea. N-am înțeles care a fost problema aici. Nu mi se pare a fi în orice caz nicio lovitură care să indice vreo greșeală antisportivă. Fault în atac la Djuric. Și așa rămâne. Fault în atac la Darko Djuric. 64-54 cu posesie pentru Timișoara. McClellan, Mirković, Gajić. Gajić pentru Mirković. Le primește Gajić. Mai sunt 7 ticăiri ale ceasului până când trebuie să arunce cineva. O face Lazar, dar scurt, și prinde Farr. 9 recuperări pentru James Farr. Ultimele 50 de secunde ale sfertului 3. Nicoară pentru Vasile. Vasile către James Farr, Strahinja Jovanović accelerează, frânează, scoate pasa pentru Vragović. Vragović de la semidistanță, mingea ia toate părțile inelului, dar nu intră în coș. McClellan face semn că vrea atac lung. Sunt vreo 12 secunde între timpul de joc și cel de atac. Pătrunderea lui Năsturescu, faultat de Vasile. Un fault care îl va pune pe Toni Năsturescu la linia de libere, cu șansa de a-și mai trece 2 puncte în cont. Toni Năsturescu n-a tras libere până astăzi, în actuala ediție de campionat. Sunt primele încercări pentru jucătorul transferat de la Dinamo. Acolo a jucat în stagiunea precedentă cu 2,1 puncte în medie pe partidă. Este înlocuit aici pentru ultimele 17 secunde cu Robert Skipor. Mai e timp de un atac pentru Steaua. Probabil va căuta să tragă pe sirenă. Jovanović pătrunde aici, pasează pentru Vasile de 3. Recuperează Gajić și nu mai e timp de aruncare. Vine prea târziu încercarea lui Gajić, care se duce în panou. 66-54 pentru SCM Oma Mozarvet Timișoara în duelul cu CSEA Steaua București. 12 puncte avantaj așadar pentru Timișoara într-un meci în care bănățenii au condus chiar și cu mai mult. Au fost la un moment dat 16 puncte, ecartul maximum pe parcursul confruntării. Un meci în care, până în momentul de față, tot Strahinja Jovanović rămâne cel mai bun marcator, 21 de puncte pentru el. În partea cealaltă, Eric McClellan are 17 și, în continuare, n-a mai intrat Ilia Djokovic în sfertul al doilea. Adevărul este că Timișoara a jucat bine în sfertul 2. Probabil a simțit că poate să meargă echipa și fără Djokovic. Dragan Petricevici, cu Djokovic, care vă spuneam astăzi, a avut o evoluție ștearsă în prima parte. Doar 5 puncte și 2 din 7 din acțiune. Acum mai există și posibilitatea să se fi accidentat Ilia Djokovic. Nu am vreo confirmare referitoare la acest lucru. Vom vedea dacă joacă sau nu în acest sfert. Îl văd totuși pregătit să intre pe parchet. Da, e în regulă. E în regulă Ilia Djokovic. Până când se reia jocul, vă mai amintesc o dată, mâine cu începere de la ora 20 în direct pe Prima Sport 2, duelul echipelor neînvinse din Liga Națională de Basket, Rapid București, UBT Cluj. Apoi săptămâna viitoare, două partide din Eurocup, marți și miercuri, și un meci din Liga Națională, Dinamo Steaua, vineri.
Vă voi ține la curent cu programul pe conturile personale de pe rețelele de socializare. Mă găsiți pentru follow fie pe Facebook, fie pe Instagram la Cosmin Petrescu. 10 minute rămase din această partidă care se rea cu Steaua în ofensivă. Jovanović. Vasile înapoi pentru Jovanović. Jovanović către Carlo Vragović, pătrunderea lui Vragović, Vasile liber la 3, la recuperare este Djokovic. A treia minge prinsă de conducătorul de joc al Timișoarei. Schipor. Lazar, Djokovic, Gaić pentru Lazar. Lazar în duel cu James Farr, semicârlic de dreapta, mingea este recuperată de către Jovanović. Caută să prindă neașezată defensiva Timișoarei, însă acest lucru nu se întâmplă pentru că avem un foul tactic făcut de către Nicola Gaić. Dragović. Prin blocajul lui Titus Nicoară, Vragović pentru Jovanović. Mingea înapoi la Vragović de 3, la recuperare împinge Vasile însă până la Schipor. Djokovic, Mirković. Gaić pentru Lazar, pătrunderea lui Djokovic, coș cu faulta lui Ilia Djokovic, care rezistă contactului și pune mingea pe panou unde trebuie. O aruncare liberă suplimentară după prima greșeală personală a lui Titus Nicoară. Ilia Djokovic intră cu forțe proaspete după ce s-a odihnit în întreg sfertul 3. Diferența din nou poate să crească la 15 puncte. Dragović. Far. Aruncă de 3 Jovanović, mult prea scurt, direct în brațele lui Schipor aterizează această minge. Djokovic trimite pentru Loții Lazar, centrifugă activată, 2 puncte cu panoul pentru Loții Lazar. Superbă această piruetă. Și cele 16 puncte care vă spuneam au reprezentat cea mai mare diferență de scor înregistrată în timpul întâlnirii din sala Mihai Viteazu. Sunt din nou refăcute. Jovanović, Nicoară, are 2 de 3, cu ele rămâne. Nu intră această aruncare. Pe coș, cu faul din nou, Ilia Djokovic continuă să-și umple adversarii de greșeli personale și să-și marcheze în ciuda contactelor. Încă o dată, Ilia Djokovic cu o posibilitate de 3 puncte la aceeași acțiune. A patra greșeală personală pentru Robin Mandisoza. Intră și libera. Dragović. Locajul lui Farr. Nicoară, neatent pe această recepție, interceptează Djokovic. Mirković pe contraatac. Slam dunk. 21 de puncte avans pentru Timișoara. Timeout cerut de Steaua. Partida este aproape închisă de o echipă a Timișoarei care demolează din nou una dintre formațiile din capitală, după ce spuneam în runda anterioară a ținut-o la distanță pe parcursul întregii confruntări pe Dinamo. Se pare că va avea și o deplasare la București în care nu se va pune problema învingătoarei.
Mai sunt 7 minute și 10 secunde până la încheierea acestei întâlniri. E greu de crezut că se mai poate schimba câștigătoarea. Probabil Steaua va încerca să mai limiteze cumva proporțiile scorului. Între timp, în celelalte arene în care se joacă de la această oră, FC Argeș Pitești conduce la Târgu Jiu cu 59-43, iar Petrolul Ploiești, după ce a bătut la Pitești în runda anterioară, arată că acest lucru nu a fost o întâmplare. 67-62 cu Craiova. De asemenea, la Constanța se joacă duelul dintre CSM Constanța și CSU Voluntari. 62-57 pentru Constanța, CSU Voluntari, în timp ce Vragoviș marchează de la semidistanță. L-a demis pe Sasha Oțocolici după înfrângerea cu Steaua de săptămâna precedentă. Dan Ioan asigură interimatul, a debutat cu o victorie în Suedia contra lui Norrköping, în timp ce Ilija Djokovic găsește și aici culoarul de pătrundere. O victorie împotriva celor de la Norrköping Dolphins, care păstrează speranțe pentru CSU Voluntari în vederea calificării în top 16 din FIBA Euro Cup. Foar cu 2 puncte din pasa lui Vragovic. Voluntar va avea însă o misiune foarte dificilă. Trebuie să bată în meciul pe care îl va juca miercuri la Ploiești echipa din Germania, Kralsheim, la cel puțin 16 puncte diferență pentru a se califica între ultimele 16 echipe din FIBA Europe Cup. Să-l oprească cineva pe Ilija Djokovic. Omul a luat foc și e pericol de incendiu. Aduceți extintoarele. Djokovic marchează de peste tot. 3 puncte de această dată pentru Ilija Djokovic, care după ce nu a intrat deloc în sfertul al treilea, vine cu forțe maxime aici. Superbă și pătrunderea lui Albert Stan. 2 puncte marcate de către tânărul jucător al Stelei. Un Albert Stan care are 2,2 puncte în medie pe partidă în actualul sezon. E un jucător în vârstă de 18 ani. Djokovic aici pentru Gaici. De 3, airball al lui Gaici. Mandisoza salvează mingea, să-i o face cadou lui Skipor, care probabil va accepta asta înainte de Moș Nicolae, să fie ăsta cadoul lui Mandisoza pentru el. În general este recomandat ca, dacă nu ești sigur că poți să trimiți către un coechipier sub propriul panou, mai bine nu o salvezi deloc. Încă o dată Stan cu faul de data asta. 2 puncte valabile pentru Albert Stan și o aruncare suplimentară după greșeala personală a lui Robert Skipor. Revin Zarco Djuric și Strahinja Jovanović pentru Steaua. Au ieșit Nicoară și Mandisoza. O liberă suplimentară pentru Stan. Încă 5 minute până la finalul acestei întâlniri. Steaua a câștigat primul sfert, 21-20, însă de atunci Timișoara a reușit să se distanțeze încet, dar sigur. O pasă greșită aici pentru Alexandru Maticiuc. Intra pentru prima oară pe parchet. Vragoviș pătrunde. Știa că și-a capac, a încercat să scoată pasa, însă l-a găsit doar pe adversarul său, pe Mirković. Iar aici Djokovic își arată și calitățile de pasator, facilitând coșul pentru Nicola Gaici. A 5-a pasă decisivă pentru Ilija Djokovic. Primește Jovanović la recuperare. Far n-a mai reușit să ajungă la acea minge. S-a poziționat bine Ilija Djokovic, care încearcă din nou de afară. S-a mai răcit și el. Își cere scuze Ilija Djokovic. Asta a fost genul de aruncare în care verifici dacă încă ești fierbinte. Băgase tot Ilija Djokovic. Merita să o vadă și pe asta, să vadă dacă poate să înscrie oricând își dorește. Rămâne cu 15 puncte, 5 pase decisive și 3 recuperări pentru Ilija Djokovic. Djuric, Jovanović, sub panou angajat James Farr, marchează cu mâna stângă. 9 puncte cu 9 recuperări are James Farr astăzi. Vă spuneam, campion al Portugaliei cu Benfica în sezonul precedent. Djokovic pasă sub panou pentru Petrescu, 2 fente pentru Farr. Petrescu recuperează ofensiv după ce ratează.
duce însă mingea jos și este jefuit de către Jovanović, dar și Jovanović o comite. O pasă pe la spate care nu iese. Djokovic se aruncă și el pe parchet. Gajić hotărăște să calmeze, să arunce de 3. Sare contratimp far, prinde Djokovic, contraatacul Stelei. Jovanović pentru Vragović de afară. Da. 3 puncte pentru Steaua de la Carlo Vragović, 13 în total. După a patra pasă decisivă a lui Strahinja Jovanović. Ultimele 3 minute ale întâlnirii. Timișoara, bineînțeles, caută să prelungească atacurile. Timpul trece acum în favoarea oaspeților. Mirković de 3 răspunde. Plasa scuturată de către Adam Mirković și scorul devine 87-66. Jovanović. Un fault aici comis de către Adam Mirković. Timișoara mai avea însă unul de dat. Mirković este la a treia greșeală personală. Și va fi repunere din lateral pentru Steaua cu 2 minute și 36 de secunde rămase. Până la finalul acestei partide. Repune Stan. Djuric. Jovanović. Jovanović pentru Djuric, aruncare de afară, coș de 3 și o liberă suplimentară pentru Darko Djuric, care rămâne blindat pe această aruncare. Pot fi 4 puncte la aceeași fază pentru Steaua dacă vine și libera suplimentară de care va beneficia Djuric. Tot Jovanović este cel care a livrat pasa decisivă, a 6-a pentru Strahinja Jovanović într-un meci în care a strâns și 21 de puncte. Djuric completează acest 4-point play. 87-72. Djokovic către Gajić scapă fără probleme de această capcană. Asta pentru că și rotația Stelei a fost inexistentă. Capcana s-a produs, dar următorul om n-a venit să coboare în brațele primei pase care era disponibilă, cea către Gajić. Kecar pe pătrundere. A băgat excelent mâna la minge James Farr. Djuric pentru Jovanović. Jovanović o caută de 3 pentru a relansa jocul. Trage însă scurt și recuperează Djokovic. A patra minge prinsă de către Ilija Djokovic, care din nou nu se grăbește. Djokovic, blocajul lui Kecar, e liber la 3, o lasă să zboare, trimite în panou, recuperează Darko Djuric. Contraatacul Stelei, pasa lui Djuric, Albert Stan din nou. Jocul făcut de către Albert Stan, 7 puncte în doar 6 minute petrecute pe parchet. Djokovic. Prin blocajul lui Kecar. Gajić era liber la 3. O primește acum, trage din colț, arde plasa. Nicola Gajić ajunge și el la 16 puncte marcate, alături de 7 recuperări și 4 pase decisive. Joc solid făcut din nou de către Gajić. Jovanović pentru Vasile, de 3 trage Djuric și răspunde la tripla lui Gajić. 54 de secunde rămase până la încheierea acestui meci. S-a întors și McClellan pe parchet. Noi revedem coșul lui Darko Djuric. McClellan trimite pentru Djokovic din colț, aruncarea este strâmbă, mingea ajunge la Jovanović, care este singur cu inelul și marchează fără probleme. Mai sunt 31 de secunde până la final, 11 puncte avans pentru Timișoara. Steaua s-a apropiat, însă insuficient pentru a fi emoții pe acest final pentru Timișoara, care trece centrul terenului și ține acum mingea.
Sunt 7 secunde între timpul de joc și timpul de atac. Djokovic. O pasă pe la spate pentru Dragan Petricevici. Probabil ar fi fost, doar că Dragan Petricevici poate doar să dea indicații. Nu are dreptul să intre pe teren, nu cred că și-a dori. E nemulțumit aici de acest artificiu încercat de către Djokovic. Steaua mai are 7 secunde pentru a mai scădea din această diferență, cu Strahinja Jovanović care pătrunde, aruncă și marchează din nou. 25 de puncte pentru Strahinja Jovanović, dar Timișoara câștigă cu 90-81 la capătul unei partide în care și-a ținut tot timpul la distanță adversarul. 17 puncte pentru Eric McClellan, alte 16 de la Gaici, 15 de la Djokovic și 13 pentru Adam Mirković. Pentru Steaua, spuneam, Jovanović a avut 25 de puncte cu 6 pase decisive, dar nu au fost suficiente. A mai contribuit de pe bancă Zarco Djuric cu 14 puncte și 6 recuperări și aproape de double-double James Farr, 9 puncte, 10 urmăriri. Însă victoria este pentru Timișoara. 90-81. Ne reîntâlnim din nou mâine de la ora 20 pe Prima Sport 2 cu duelul singurelor echipe neînvinse din Liga Națională de Basket. Rapid București, UBT Cluj. Eu sunt Cosmin Petrescu. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți alături de canalele Prima Sport.